Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Revenim la subiectul reactoarelor modulare mici, o tehnologie de producție de energie a cărei dezvoltare și instalare este analizată în prezent și în România. În prezent există peste 10 proiecte de SMR, cum ar veni, Small Modular Reactors, reactoare modulare mici, așa se cheamă, anunțate în Europa și America de Nord, adică Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța, România, Polonia și așa mai departe, cu punere în funcțiune estimată până în 2035. Și sunt peste 70 de tehnologii SMR în dezvoltare în lume, iar Franța și Marea Britanie își dezvoltă propriile tehnologii de acest tip. Încă din luna august 2020, în urma unui studiu care a costat 1,2 milioane de dolari, România a selectat amplasamentul candidat și tehnologia americană NuScale, singura tehnologie deja aprobată de Comisia de Reglementare Nucleară din Statele Unite. Amplasamentul candidat, știți probabil, se află la Doicești, în județul Dâmbovița, unde funcționa până acum 11 ani o centrală pe cărbune. Iar amplasament candidat, că asta e o sintagmă interesantă, înseamnă că acesta va fi supus studiilor aprofundate și analizelor geotehnice de subsol pentru evaluarea impactului asupra mediului și pentru estimarea costurilor specifice proiectului. Proiect care are și contestatari. Greenpeace, de exemplu, susține că amplasarea de la Doicești este, citez, discutabilă, iar proiectul reactoarelor nucleare mici necesită costuri imense de implementare și mentenanță. Mai mult, spune Greenpeace, energia nucleară nu ar fi o soluție pentru criza energetică și nici pentru cea climatică. O să vorbim în această dimineață pe tema asta cu Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Sigur, prima întrebare când vine vorba de reactoare nucleare este cât de sigure sunt de fapt? Da, este o discuție absolut normală și naturală pe care trebuie să o avem pentru orice tip de echipament, dar într-adevăr, atunci când vorbim de energie nucleară, se spune că sunt elemente suplimentare. Acum trebuie să spunem că această tehnologie nu este o tehnologie nouă. Reactoare nucleare mici de tipul acesta se bazează pe tehnologia reactoarelor cu apă ușoară presurizată, care, de fapt, se găsește în 300 de reactoare care funcționează, în cele 440 de reactoare care există la nivel mondial și care au istorie de peste 60 de ani. În același timp, așa cum ați menționat și dumneavoastră, discutăm de o industrie foarte reglementată, practic discutăm de cea mai reglementată industrie din zona energetică și în această situație, încă din 2020, există o aprobare de la Comisia de Reglementare Nucleară din Statele Unite ale Americii, care validează această tehnologie pentru a fi dezvoltat. Spuneți-mi de curiozitate, această tehnologie folosită pentru propulsia nucleară a portavioanelor sau submarinelor strategice americane? Exact. Deci ea, practic, provine din zona militară. Este, în momentul de față, se dorește a fi adaptată și pe zona civilă și comercială. În același timp, vreau să vă spun că, istoric, lucrurile au pornit de la o situație concretă. Anumite zone au rămas fără energie electrică și atunci, în Statele Unite ale Americii, și-au pus problema cum pot să alimenteze aceste zone cu energie electrică prin niște să fie rapid ansamblate și care să creeze suficientă energie electrică astfel încât populația să nu suferă. Practic de aici a totul, după care s-a luat în considerare că aceste tipuri de centrale pot, pe lângă energie electrică pe care o pot produce, să producă și energie termică, adică o mare problemă pe care se va confrunta în special Europa în 20-30 de ani, încălzirea locuințelor poate să fie rezolvată prin aceste situații. Uh-huh. Dar m-aș întoarce puțin la întrebarea noastră, că cât de sigur sunt și a spune că fiind o industrie foarte reglementată discutăm de un tip de echipament care în primul și în primul rând spre deosebire de echipamentele mari, să spunem aceste centrale mari pe care le cunoaștem și noi cum sunt cele de la Cernavodă, au un sistem de autorăcire care practic nu necesită neapărat apă și care nu necesită intervenția unui computer, a unui om care să facă anumite manevre sau mai ales a curentului alternativ sau curentului continuu. Știm cu toții că în ultima vreme atunci când se discută de centrale de la Zaporoje, o problemă foarte mare era lipsa curentului electric și posibilele reacții care puteau să apară. Hey, această tehnologie nouă elimină această situație pe care am văzut-o cu toții și am trăit-o cu toții la Zaporoje în urmă cu 6 luni. Puteți să ne explicați care este raportul de cost între investiție și producția de energie? Adică cât a costat Cernavodă
Și cât ar fi costul investiției pe megawatt într-o centrală cum, clasică, cum e cea de la Cernavodă, și care ar fi costul acesta în cazul unei, unui sistem modular, unui SMR? Da, deci trebuie să spunem că tehnologia în momentul de față este la început. Există două țări în lume unde funcționează deja aceste tipuri de SMR-uri, dar cumva sunt în partea des Rusia și China. În celelalte țări, fie că vorbim de Statele Unite ale Americii, fie că vorbim de Marea Britanie, fie că vorbim de Franța, sunt în momentul de față aceste adaptabilități care se doresc ca se face. În baza studiilor și în baza datelor publicate de Agenția Internațională pentru Energie și respectiv Agenția pentru energie nucleară. Un studiu realizat în urmă cu un an de zile spunea cam în felul următor. Pentru o centrală nucleară mare, tip Cernavodă, costurile medii sunt undeva la $69 pe megawatt oră instalat. În ceea ce privește o centrală de genul ăsta și în special pentru centralele americane care, așa cum spuneam, au deja această aprobare de la Institutul American, se discută de $64 pe megawatt oră instalat. Ca să vedem și o comparație cu ceea ce înseamnă energia regenerabilă, în momentul de față estimările sunt că pentru a face un parc eolian ai nevoie de circa $50 oră pe megawatt oră instalat, respectiv pentru o zonă solar, pentru un parc solar, de circa $56 pe megawatt oră. Și în același timp v-aș da și un cost pentru cărbune, de exemplu, pentru că sunt și aceste centrale în discuție cel puțin de un an de zile. Costurile estimate pentru a construi astăzi o centrală pe cărbune, ținând seama de toate cerințele de mediu, cerințele tehnice, cerințele tehnologice, sunt estimate undeva la $91 pe megawatt oră instalat, ceea ce înseamnă undeva cu 40% decât ceea ce înseamnă astfel de centrală mică, modulară, care mai are și un avantaj foarte mare. Fiind modulară, asta înseamnă că ea se construiește undeva într-o fabrică și poți să o transporti rapid, să o montezi. Vă dau un exemplu. În momentul în care s-a pus problema realizării centralei de la Cernavodă, acest lucru se întâmpla în 1976. Ea s-a pus în funcțiune în decembrie 1996, adică au trebuit 20 de ani până să punem primul reactor și știm cu toții că de la început au fost proiectate 5 reactoare care să funcționeze acolo. Și noua centrală de la Doicești, ultima întrebare, mai avem câteva secunde, centrala de la Doicești, când ar putea să fie pusă în funcțiune? Estimările cele mai optimiste sunt în circa 10 ani, pesimiste câte 15 ani. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea domnul Dumitru Chiseliță de la Asociația Energie Inteligentă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.